Președintele Ucrainei a declarat, după atacurile centralei nucleare din Zaporojie, numai dacă ceva îi repara, nimeni nu va opri vântul. El a spus că a vorbit cu președintele Consiliului European cu privire la această situație și a subliniat că nimeni nu s-a simțit în siguranță atunci când au loc astfel de amenințări teroriste. Am vorbit astăzi cu președintele Consiliului European, Charles Michel. Le am informat despre situația de pe câmpul de luptă, amenințarea creată de Rusia prin atacarea centralei nucleare Zaporojie. Nu există nicio națiune în lume care să se simtă în siguranță atunci când un stat terorist se bazează pe o centrală nucleară. Lui Dumnezeu nu îi place, dacă se întâmplă ceva ireparabil, nimeni nu va opri vântul care va răspândi contaminarea radioactivă. În consecință, în prezent, există un răspuns principal din partea comunității internaționale după aceste atacuri ale Rusiei împotriva centralei nucleare din Zaporojie, a declarat Volodymyr Zelensky. Orice atac asupra unei centrale nucleare este un act de sinucidere, a declarat șeful ONU al Antonio Guterres, la o conferință de presă din Japonia. Rușii au ars din nou centrala nucleară din Zaporojie, anunță autoritățile ucrainene duminică. Potrivit acestora, 3 senzori de radiație au fost afectați în timpul atacului de duminică. În plus, un muncitor din centrala nucleară a fost rănit în timpul arzării.